Cred că pot să-l iau cu o sfoară, sincer. Bă, nu muri că ai sedul meu acolo și atâta trebuie. Johnny? Hai să vedem cum tragem noi calul pe apă și unde s-o dus, că nu-l văd. Da. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul 4 din Survival cu Culpir. Oameni buni, am fost la minat și dacă ne uităm noi aici, avem un copac mare și mult redstone gold și cred că ăla e fier, dacă nu mă înșel. Am avut și diamante, am reușit să găsesc și niște diamante și cred că mi-am mai făcut un pickaxe. Nici nu știu ce am arătat în ultimul episod, dar știu că am mai făcut rost de câteva diamante, ceea ce a fost foarte, foarte util. Acum cred că am un pickaxe de fortune și unul de steel touch. Yes, perfect. În sfârșit, avansăm și noi cu uneltele. Cred că am schimbat și un enchant pe lopată și da, după cum bine vedeți, avem două name tag-uri și un iron horse armor. Ei bine, aceste name tag-uri le-am obținut de la niște spawnere. Am găsit două spawnere, unul de scheleți și unul de zombie. A fost incredibil, nu pot să cred. Și gen fix aici, sub noi, am găsit acele spawnere și pe lângă asta am găsit și un biome de Lush Cave și iar că am trebuit să mergem în biome-ul ăla de Lush Cave, dar voiam doar să o vizitez pe Rosita așa la începutul episodului și da, aici este ce am făcut în episodul anterior. Dacă n-ați văzut, vă recomand foarte tare pentru că a fost un episod foarte, foarte șmecher și trebuie să mai înmulțesc oile, dar știți care e problema mea? Nu mai am wheat. Nu mai am wheat deloc pe aici și n-am nicio fermă. Dar în orice caz, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Trebuie să zic asta de fiecare dată pentru că sunteți incredibili. Mă șocați de fiecare dată cu mii de mesaje și cu multă iubire și vă mulțumesc foarte mult. Salutare, salutare. Și acum cred că e momentul să le dăm și nume. Cred că o să-i dau prima dată lui Wilson. O să-i dau lui Rosita. Sau o să-i dau lui ăsta? Nu, îi dau lui Rosita, că a fost mai de treabă decât ăsta. Bă, și e bine că am găsit acele spawnere, pentru că urmează să fac ceva. Ceva cu ele tot o să fac. Nu știu sigur când și cum, pentru că astăzi avem altceva de făcut. Cum ar fi să-i pun numele lui Rosita, ar fi fost puțin funny. Dar îl lăsăm așa cu Wilson și trebuie să-i colorez și zgarda. Da, o să țin minte. Astăzi, oameni buni, o să facem turnul ăla despre care tot am discutat și trebuie să merg puțin până într-un Lush Cave să iau cât mai mult moss, pentru că am nevoie de foarte mult moss în acest proiect. Bine, nu chiar foarte mult, dar am nevoie de moss și nu am deloc în momentul de față și trebuie să mă duc cumva să obțin, să fac ceva, să fac treabă, dar mai întâi de toate cred că vreți să vedeți și voi cum dărâm acele turnuri, nu? E așa de satisfăcător când distrugi un turn din ăla din oruri. Este genial, nu-i așa, clopoțel? În caz de nu știați, oameni buni, la fiecare episod de Survival Culpir iau câte un comentariu, comentariu care a avut cele mai multe like-uri și îl citesc la sfârșitul episodului. Deja am selectat comentariul pe care îl citesc în episodul acesta. Am selectat comentariul și da, urmează să-l citesc la sfârșit când scriu și în jurnal și așa și tot continuăm chestia asta, că îmi place. Am văzut că oamenii au început să dea like-uri la alți oameni, la comentarii, ca să fie mult mai ușor și pentru mine să selectez. Și mulți copaci aici. Da, cam asta am făcut eu între timp. Am mai minat puțin, am încercat să mai obțin niște materiale, dar am uitat complet de moss. Dar nu contează, mergem imediat și să vedem, dar mai întâi de tot trebuie să-l omorâm pe ăsta. Oh my god, oh my god, e prea puternic ăsta. Ah da, și acum am sabie de diamant, acum mi-am amintit, gata. Am sabie de diamant care are knockback 2 și clar nu este bună împotriva scheleților, după cum ați văzut, nu este bună deloc împotriva scheleților. Da, are knockback 2 și am breaking 3. Trebuie să scot enchantul ăsta că nu-i bun. Bun, acum este momentul să dărâmăm turnurile astea, să golesc și zona asta de copaci. Aici avem de jungle, acolo avem spruce, dark oak, oak. Am început să iau toate tipurile de copaci pentru că, da, ai nevoie de ele, gen, chiar ai nevoie. Fortune 3, bun, let's go baby! Și astăzi când voi construi turnul ăsta magnific despre care tot am discutat de câteva episoade, cred că din episodul 1, glumesc, nu chiar din episodul 1, dar whatever, trebuie să construim ăsta, dar din nou, încă nu avem replay modul,
Ceea ce este complet ok, pentru că vom face în alt mod prezentarea construcției sau chiar construcția în sine. O să încerc să fac o chestie diferită, adică nu să fac ca ultima dată. Ultima dată am făcut un cut și deja am construit casa și a fost totul super, super frumos și rapid. E, tura aceasta mă gândesc să fac ceva mai progresiv, nu știu, gen să fac jumate de construcție sau mai puțin de jumate de construcție, iar după să revin cu o secvență să vă explic ce am construit și după iarăși mai construiesc puțin, iarăși vă explic și tot așa până când termin toată construcția. Ce părere aveți despre chestia asta? De obicei, cred că mai făceam chestii de-astea în trecut, dar n-am mai făcut de foarte mult timp. Whatever, astăzi chiar vreau să fac chestia asta pentru că este și o construcție destul de mare pentru episodul 4 și o să vedeți că o să fie destul de greu de decorat. Să completez toată construcția, gen cu toate detaliile posibile într-un singur episod, o să fie puțin cam greu, dar hai că vedem, Doamne ajută! Vă dați seama că poate o să o completez chiar mult mai repede dacă o să primesc și multe like-uri la acest episod, pentru că like-urile mă motivează să construiesc cât mai mult și să muncesc cât mai mult pe această serie. Deci vă mulțumesc foarte mult, oameni buni, pentru like-urile de la Survival cu Colpir, că sunt multe, sunt foarte multe și sunt recunoscător. Ok, văd că am strâns destul de mult, aproape un stack de redstone, ești nebun? Este foarte bine, numai că astăzi nu ne jucăm cu redstone, astăzi trebuie să construim. Mamă, ce proiect mare am astăzi, oameni buni! Și după ce vedeți proiectul, probabil o să ziceți, bă, Colpir, ăsta e proiect mare, serios acum, hai, nu te mai plânge, nu mai comenta atâta, treci la treabă. Bun, mă gândeam să fac un hoe de diamond, numai că deja mi-am făcut astea și cred că o să colectez mosul cu astea și ajunge pentru construcție. Sper, I hope so. A, da, și mi-amintesc că am mai trecut acolo pe lângă Deep Dark, am mai explorat zona respectivă, știți, când am găsit acele spawnere de scheleți și ăla de zombie. Am trecut și prin Deep Dark așa cât de cât și a fost ok, nu erau așa multe skulk shriekere. Prin Deep Dark nu cred că sunt așa multe skulk shriekere. Cele mai multe sunt în noua structură din Minecraft, Ancient City, și da, din fericire nu am găsit-o sau din păcate, nici nu știu cum să zic aici, dar hei. Nu contează. Hai să vedem cum ajungem la Lush Cave. Cred că sunt pregătit. Merg cu toate astea, serios? Nu, trebuie să mă duc să las fierul acasă. Ia uitați-vă, tura aceasta, parcă este mai iluminată această peșteră. Și asta datorită mie. Auleu, ce era să mor aici. Am nevoie și de Feather Falling 4 neapărat. Da, am explorat zona respectivă destul de mult. Avem și ăsta ca să putem să ne uităm. Da. Și după cum bine vedeți, nu sunt așa multe skulk shriekere, dar tot am activat de 2 ori sau de 3 ori. Nu, de 3 ori nu. De 2 ori am activat skulk shrieker-ul și mi-era frică să nu apară warden-ul fix când nu filmam. Bine, vă dădeați seama că dădeam drumul imediat la OBS ca să vă arăt cum mă bate warden-ul, dar din fericire am scăpat tura asta. Presupun că dacă merg puțin mai încolo, uite, vedeți, partea aia nu este așa explorată. Poate acolo este structura Ancient City. Cine știe, habar nu am, dar mie mi-au făcut cu ochiul acele glowberry-uri și trebuie să mă duc. Ah, dar stai că mi-amintesc, man. Ieri am trecut pe aici, mi-amintesc foarte bine. Și ăla e tot biome-ul. Ori este mai sus biome-ul, ori nu înțeleg care e faza. Că aia e tot. Aia este absolut tot. Nu pot să cred așa ceva. Bro, what? Eu am nevoie de mult moss. Da, hai că mă duc pe acolo. Poate găsiți ceva mai mare totuși. Wow, de ce văd norii? Ați văzut și voi? Intri în apă și vezi norii? What? Ce bug e ăsta, frate? Ești nebun. Ok, bine că putem să facem și varia. Wow. Ok. Wow, ce era ăla? Nu știu ce era ăla, dar mi-e frică. Nu vine nimeni să mă bată? Și asta? Ai! A, eram sigur că vine gușterul după mine. Bun. Atâta? Hai de capul meu. Adică da, e ok, putem să luăm blocurile astea după să dăm cu bone meal și așa, numai că ghișce, nu am așa mult bone meal ca să fac figuri din astea. Ia să vedem aici, sus este mai ok. Găsim mai mult mos? S-ar putea să da. Poate strângem câteva stack-uri bune. Cam distrugem tot biome-ul ăsta de lush, dar până la urmă nici nu e așa mare ca să conteze. Thank you.
Ca să înțelegeți de ce am eu nevoie de foarte mult mos, vă arăt imediat o chestie pe care ar trebui să o știți și voi în caz de vreți. Dacă combinați mos blocurile cu cobblestone, puteți să faceți mosi cobblestone, ceea ce e foarte, foarte util și ușor de făcut. Mi se pare că se poate face chestia asta și cu vinuri și cobblestone, ca să, așa făceai înainte? Mosi cobblestone, dacă nu mă înșel. În orice caz, acum se face mult mai ușor cu ajutorul mos blocurilor și poți să le obții și foarte, foarte repede, mai ales dacă ai bone meal și din astea. Și da, oameni buni, cred că am strâns destul, sper, adică am cam luat tot de aici. Și cred că o să trecem cu prima parte a construcției, adică o să vedeți, nu știu, da, primul nivel al turnului, pentru că turnul are 3 nivele. Deci, da, o să mă apuc să fac primul nivel, oh my god. Băi, băi, calmează-te. Ah, ok, bine. Da, ne vedem cu primul nivel al turnului. Ah, oh shit, man. Wow, arată fix ca o ruină ce am reușit să fac până acum. Și îmi place, fix asta voiam să fac, sincer, oarecum. Bine, zic ruină pentru că este foarte multă verdeață pe această construcție, după cum bine vedeți. Și ce vedeți în momentul de față este fundația acestei construcții, adică acestui turn. Și bineînțeles că fundația trebuie să fie destul de mare, mai ales pentru că și turnul o să fie foarte, foarte înalt. Și de asta vedeți acum dita mai pătratul din cobblestone, mossy cobblestone, moss și toate nebuniile astea, dar sincer mie mi se pare că arată super super bine momentan și urmează partea a doua, am început deja să construiesc partea a doua acestei construcții, o să fie și partea a treia cu acoperiș, cu nebuneli și cu chestii, acolo o să vină enchanting table-ul și toate alea, dar prima parte este destul de importantă pentru că mosul ăsta mănâncă construcția. Acest turn este de foarte, foarte mult timp aici. Nu a mai fost curățat, mai ales pe partea de jos și pur și simplu vegetația se urcă pe construcție. Bam, 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 bam și la un moment dat o să dispară, mai ales când ajungem pe aici. O să fie mai mult stone, mai multe stone brick-uri și toate alea și o să dispară puțin cobblestone-ul din peisaj și o să fie mult mai clean. Și după cum bine vedeți, când încerc să fac aceste vene, practic sunt niște vene de verdeață aici, încerc să le leg cu mossy cobblestone. Uite, de exemplu, aici am făcut așa o venă din moss și după am zis, bă, cum unesc eu aceste vene ca să fie puțin mai plăcut la ochi? I don't know. Și am zis că mossy cobblestone cu cobblestone se potrivesc super, super bine și chiar așa îi și de la distanță se vede mult, mult mai fain. Când au fost pentru prima dată când m-am uitat și eu la distanță acolo. Și da, îmi place foarte tare. De acum cred că ne oprim cu verdeața și începem să facem partea a doua. Dar contează foarte mult și fundația, după cum bine vedeți. Partea de sus vă place cel mai tare, pentru că urmează să spun o grămadă de detalii și nebuneli. Și oh my god, de-abia aștept. E pur și simplu greu să construiești în genul acesta, să pui detalii de genul acesta, să construiești cu mai multe blocuri un perete, pentru că te și încurci la un moment dat în atâtea blocuri și nici nu știi cum să-l pui, care să-l pui, că nu-i ca pe creativ, când te uiți puțin pe creativ, după te dai în spate și vezi mai bine dacă ai put plasat. E puțin mai complicat pe survival, dar hei, până la urmă m-am descurcat cât de cât, oricum o dura foarte mult. Prima parte asta, cât am făcut-o, cât vedeți voi că am construit aici, o durat, cred că o oră jumate, ceea ce mi se pare cam mult, dar hei, știți ceva? Hai să facem ceva foarte, foarte șmecher, adică să găsim un căluț, ce ziceți? Eu zic că ne mai trebuie un partener, ne mai trebuie un partener și avem aici oșa pentru acel partener și o să ne ajute foarte mult, mai ales când o să mergem în aventuri, când o să mai explorăm chestii. De-abia aștept, sincer, de-abia aștept. Aș avea nevoie de zahăr, teoretic, ca să îmblânzesc caii mai repede. Ia să vedem, avem. Bine, acum că stau să mă gândesc, normal că a durat puțin mai mult să fac fundația construcției, pentru că ați văzut și voi că trebuia să pun blocurile alea oarecum cu tehnică, nu era chiar pus totul random, pentru că dacă pui totul random, blocurile alea de moss și de cobblestone și tot ce ați văzut voi că am pus eu acolo, dacă pui chiar random, nu arată la fel de bine, sincer vorbesc, adică se vede că sunt puse random, trebuie puse puțin cu cap ca să arate puțin mai bine, zic eu, acum na, nu știu cum decideți și voi. În orice caz, hai să facem rost de un cățel, hai să facem rost de un cal și după
facem și partea a doua a construcției și mă gândesc eu că o să fie mult mai ușor de construit, pentru că nu o să mai fie așa multe detalii cum am făcut la început. Da, ar trebui să fie de acum puțin mai ușor de construit. Bun. Căluțule, tu presimt că ești un băiat foarte bun, așa-i? Ei, hai, ca scuze-mă. You are a good boy, nu? No? Ia, cu toate că l-aș fi luat pe ăla... Nu! Holy shit, dar ăștia cum supraviețuiesc de la înălțimea asta? What? That was crazy. Ok, a doilea cal pe care l-am aruncat în mina asta, nu-mi vine să cred. Oh my god, poate ar trebui să nu am niciun cal. Că până acum nu a fost ok, nu a fost ok deloc. Nu mai văd niciun cal pe aici, cred că i-am aruncat pe toți, bă. I-am aruncat pe toți în... Toți doi câți erau aici, s-au dus toți în gaură, da. Mm-hmm. Bravo, culpir, bravo. Ai vrut și tu un cal și uite că trebuie să-i salvezi de jos. Holy shit. Știu că mai era un cal. A, uite-l pe ăla. Ăla era primul cal pe care l-am aruncat. Da, stă bine acolo pe țiepii aia, ce pot să zic. Să trebuiască măcar pe ăla totuși să-l aducem cumva sus. Putem oare? Oare putem să-l urcăm pe apă? A, ar fi tare. Știi ceva? Hai să încercăm! Oh my god! Oh my god, colpir! Nu muri, că ai 29 de nivele și 29 de nivele. Nu se fac așa ușor când nu ai fermă de XP. Bun. Acum, hai să vedem ce face ăsta. Și poate putem să-l ducem sus pe gușterul ăsta. Poate nu mă aruncă în lavă. Bă, nu pica tu în lavă, idiotule! Oh my god! Gianni, cum îi zice unul ăsta? Gianni? Dar Gianni a fost în sezonul trecut. Să lăsăm tot Gianni? Ce părere aveți? Ce cal e ăsta? Pe ăsta l-aș lua doar pentru că i-am distrus viața și l-am aruncat de la o înălțime foarte mare. Gen, doar l-aș lua doar pentru că trebuie să-l iau. Așa, deci nu putem, a? Ok, bun. Cred că pot să-l iau cu o sfoară, sincer. Bă, nu muri că ai saddle-ul meu acolo și atâta trebuie. Gianni? Man, dacă nu o să fie turnul ăsta așa de înalt, o să vedeți că, fai, mamă, cum o să arate. O să fie puțin cam, mare și o să vă uitați gen numai la el până nu construiesc alte construcții. Ăla o să fie, cea mai mare construcție până mai fac eu altele. Bun, am nevoie de un lead, cred? Yes, hai să vedem cum facem cu lead-ul. Și foarte multă lume mi-a zis în felul următor: Colpir, dacă clopoțel are numele clopoțel, de ce nu-i dai un clopoțel în mână? Foarte bună idee, vină cu acel clopoțel să-ți dau clopoțelul în mână. Gata, clopoțel are un clopoțel în mână, sunteți fericiți? Mă arunc. Ok. Hai să vedem cum tragem noi calul pe apă și unde s-o dus, că nu-l văd. Da. Păi, ce pot să zic? A fost frumos. Cât a fost frumos. Bun, ne vedem cu partea a doua a construcției. Jesus Christ, man, Jesus Christ. A fost frumos, da. Un moment de reculegere. Uite puțin, frate, lucrezi și tu la Dita mai construcția și deodată vezi fața lui ăsta. Uite-l puțin, caută bătaie, omul meu. Caută bătaie, era fix în turnul meu. By the way, am găsit o grămadă de gușteri din ăștia. Tot timpul vin și mă vizitează și mă salută. Dar nu am văzut niciun Wandering Trader. Wandering Trader, unde sunt? Mi-e doar de ei, vreau să-i văd, vreau să îi văd. Da, nu vreau să-i omor, nu, n-aș face asta niciodată, stați calmi. Oameni buni, sunteți pregătiți să vedeți ce am reușit să fac în partea a doua a acestei construcții? Uite, am reușit să pun această balustradă. Vă place balustrada asta? Atât am reușit să fac, gata. Mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Colpir. Hai că mergem la distanță și vă arăt eu cum arată construcția de la distanță. Este prima dată când o văd și eu de la distanță. Am construit în continuu ca un nebun. Și aparent proiectul ăsta durează mai mult decât credeam eu. Da, aproape se duce toată ziua și eu încă n-am terminat construcția. Încă mai am de făcut
o mare parte din construcție, așa că mâine dimineață revenim cu partea a treia, dar stai puțin să vă arăt partea a doua, ce te grăbești așa, colpir? Da, deci mâine dimineață, îmi pare eu, o să am energie și o să prezint toată construcția cum trebuie, dar da, hai să vă arăt partea a doua. There we go. Ce părere aveți despre turnul meu? Și când vă gândiți că mai urmează cam până aici, oh my god, cât mai am de construit. Ok, e ok. A fost ușor, până acum au fost ușor de construit, mi-au plăcut. Da, aici urmează să folosim niște bricuri, niște bucăți de jungle. Ce mai folosim? Cam asta e, jungle și bricurile astea de mud. Se combină super bine împreună și o să le folosim pe partea asta de sus. Am zis să păstrăm tematica asta cu acoperișul roșu și cu ramele de la acoperiș să fie cu dark oak. Și așa va fi și partea de sus, adică va fi cu roșu și cu dark oak, o să fie super frumos. Și da, it's a big, big tower. Lăsați-mă puțin să vă arăt pe timp de zi mai mult. Acum e cam periculos și n-am nici patul la mine și parcă văd că vine un creeper și mă omoară și toate alea și no! Bă, o să încerc să păstrez cele 30 de nivele pentru mâine când o să dau primul enchant acolo. Mamă, de bine aștept să dau primul enchant. Deja am început să rămân fără unelte de diamant. Așa de rău am ajuns, așa de rău. Dar v-am zis că e imens ăla, v-am zis că e imens. Uite cât de mare e. Acum tot timpul o să vă uitați numai la ăla, om. My God. Ce? Sunt moștri aici? Nu mă... Bă, las-mă, bă, să dorm în casa mea. Jesus. Eu mă gândesc totuși să bag ăsta, portalul, sub turn. Cred că ar fi o idee bună să facem niște scări pe aici pe undeva și să facem un fel de subsol unde să fie foarte, foarte decorat special pentru Nether, să-ți dai seama că este Nether. Și da, uite, în partea aia, dacă vă uitați voi bine, am pus o bârnă, nu știu cum aș putea să zic, dar acolo o să fie agățat ceva, nu știu încă ce, dar vreau să fie ceva agățat și da, habar n-am, poate în partea a treia videoclipului o să vedeți ce pun acolo, dacă vine vreo idee, dacă nu, asta este, nu e nicio problemă. În rest, nu am făcut nimic foarte wow, v-am zis că o să încerc încetul cu încetul să scap de mossy cobblestone și de moss și chiar asta am făcut și vedeți că pe partea de sus avem doar andesite, stone și bricurile alea. Și în rest, da, cam asta e. Am mai făcut ceva pe o parte. Asta e faza că la un turn de genul acesta, la un turn așa de mare, trebuie să pui și ceva pe lângă el. Trebuie că dacă îl lași simplu, fără structurile astea, uite, de exemplu, aici avem un mic balcon. Un balcon care arată super, super frumos, părerea mea. Și dacă nu exista acest balcon, arăta mult mai nasol locul ăsta. La fel, bârna aia o să fie super șmecher, mai ales când mai adăugăm ceva acolo. Da, și asta încercam să zic, că nu poți să lași pereții goi. Încerci cât de cât să pui câte ceva. Și ce poți să mai pui la un turn? Eu m-am gândit că pe pereții unui turn poți să pui și un steag. Și da, asta am făcut, am pus un steag aici. Aici am mai pus niște geamuri, dar cred că o să trebuiască să pun iarăși ceva cu dark oak, că parcă e prea gol locul ăsta. Și bineînțeles, pe partea asta am mai pus o ușă și cred că voi pune niște chestii pe aici ca să pun după frunze, ca și cum, nu știu. Punem frunze. Când nu știm ce să punem, punem frunze, oameni buni. Știți cum funcționează chestia. Dacă e prea gol locul respectiv, pune frunze. Nu ezita absolut deloc. Dar da, oameni buni, cam asta am făcut. Toată ziua mi-am petrecut-o făcând turnul ăsta și ghici ce? Mai am de făcut destul de mult la el, așa că mă apuc de treabă și ne vedem mâine dimineața. Adică ne vedem într-o secundă pentru voi, dar pentru mine ne vedem mâine dimineața. Ok, sunteți pregătiți să vedeți construcția completă? Oh my god, și eu de-abia aștept să o văd. Acum este dimineață și n-am mai văzut-o de-aseară și sunt sigur că arată super, super mișto. Sunt puțin mai ok față de ieri. Ieri eram super obosit, mă durea gâtul, încă mă doare gâtul, nu mai trece gâtul ăsta, poate ar trebui să mă tratez puțin mai bine de acum încolo. Și sper că sâmbătă pot să fac și un live. Opa, ați văzut spoiler. Vai, ați văzut spoiler pentru o secundă. Spoiler, spoiler, colpit, cine își mai amintește?
cred că toată lumea. Bun, deci sâmbătă mă gândesc să fac un live. Dacă gâtul meu îmi trece, sâmbătă dimineața aș vrea să fac un live. Da, știu, dimineață. Vom încerca dimineață tura aceasta, adică prea un 10-11, nu mai știu. Vedem, o să programez live-ul dacă mă simt mai bine. Dar hai totuși să discutăm despre turnul magnific al lui Colpir. Are you ready, boys and girls? Let's go, let's watch the tower. Ooh, yeah, baby, look at this. Oh, baby, dar cred că ați văzut deja din thumbnail acum, că mi-amintesc. Ok, da, am făcut aseară un thumbnail și mi-am dat seama că am dat spoiler la partea asta. Hey, nu contează. Uite puțin ce frumos arată acest turn. Acum că este aproape complet, zic asta pentru că încă nu am pus absolut nimic acolo la chestia aia care susține ceva. Ar trebui să pun ceva aici, dacă îmi dați voi vreo idee, cu mare plăcere o să o implementez. Ia să vedem ce avem aici. Asta știți, dar trebuie să ne uităm aici sus. Da, este un acoperiș simplu, ușor de făcut și acolo ați fi crezut că acolo este enchanting table-ul. Ei bine, acolo nu încape enchanting table-ul pentru că voiam să-l pun acolo, dar nu încape. Și am pus enchanting table-ul pe aici, undeva, în camera asta. Sunt una, două, trei camere. Bine, acolo este un clopot sus. Aici nu este nimic momentan, dar voi adăuga ceva cândva. Și acolo cred că o să fie mult mai ușor să ajung cu elitra, zic eu. Iar aici putem să urcăm foarte frumos pe scări. Dar ce părere aveți despre turnul lui Colpir? Ok, nu coborăm cu spyglass-ul că facem urât. A, da, și mai țineți minte când am zis, bă, ce bine ar fi să nu mor, bă, ar fi super mișto să nu mor, să păstrez cele 30 de nivele ca să dau și eu un enchant. Da, am murit căzând de la înălțimea asta imensă, pentru că turnul ăsta e foarte mare și construiam acolo sus și, da, am murit. Am nevoie extrem de tare de Feather Falling 4. Nici nu aveți idee cât de tare îmi doresc Feather Falling 4. Dar de acum încolo ar trebui să mă ocup și de chestia asta. Ce faci, clopoțel? Trebuie să mai adaug câteva chestii. Dar n-am mai avut timp aseară și nu contează. O să le adaug pe parcurs. Trebuie să adaug lanterne, în primul rând, ca să nu lăsăm doar torțe. Punem lanterne pentru că înfrumusețează zona. Trebuie să mai agățăm o lanternă de bucata asta de perete. O lanternă pe aici, tot așa pusă pe perete și practic cu acele lanterne mai adaugi câteva detalii și da, nu strică niciodată mai multe detalii, uite așa mor eu. Și dacă intrăm înăuntru avem un locușor de genul acesta, nu știu cum îl voi decora înăuntru, încă nu m-am gândit la chestia asta, dar oricum trebuie să ajungem cumva și acolo, deci o să fie, cred că aici o podea, după urcăm puțin și o să fie și aici o podea, pentru că este alt balcon, dacă vă uitați voi. Da, I like it so much. Și după urcăm, am putea să mai facem și aici un nivel, gen chiar am putea să facem foarte multe etaje pentru chestia asta. Și aici avem enchanting table-ul, l-am mutat, este pregătit să dea enchanturi bune să sperăm, dar acum, după cum bine vedeți, pickaxe-ul meu este distrus, nu mai am ce să fac cu ăsta, o să-l păstrez doar așa și îl pun undeva într-un chest. Ăsta mai merge puțin vai de capul lui, dar da, oameni buni, multă muncă au fost pentru acest turn și sper din tot sufletul să vă placă, pentru că ieri am stat toată ziua și am muncit la ăsta. Dar știam că dacă o să împart pe mai multe zile acest proiect, Nu știu, îmi pierd din ritm oarecum și trebuia să termin toată construcția ieri, așa că da. Bun, hai să facem ce trebuia să mai facem noi, adică să luăm un cal. Nu mai luăm un cal astăzi pentru că am făcut o prostie foarte mare și da, dacă n-ați văzut, dacă ați dat skip la videoclip, să vă fie rușine în primul rând, dar s-a întâmplat ceva cu un cal, nu mai contează, nu mai discutăm. Bun, ce am eu nevoie în momentul de față? A, da, mă duc să scriu un jurnal și să citesc comentariul din episodul anterior. Cel mai popular comentariu din episodul anterior va trebui să-l citesc imediat, dar mai întâi de toate, hai să scriem aici ce am făcut în episodul 4. În episodul 4 am avut un proiect mare de îndeplinit. Un turn incredibil de frumos și plin de detalii. Bine, n-am adăugat toate detaliile, dar lăsați așa să pară frumos în carte măcar. Acolo vom găsi portalul din Nether și enchanting table-ul. Am încercat să iau un cal azi. Mai exact să-l salvez pe ăla care a căzut în mină. Dar când m-am dus să iau un lead, ca să vezi, am găsit doar o șa.
Yeah, sad. Dar hei, măcar am un turn șmecher. Ce-mi plac chestiile astea, frate. Ce bine că am decis să facem chestia asta. La un moment dat o să-mi fac un birou și mai șmecher, să fie și mai special locul ăla de sfârșit de episod, când vin și citesc din jurnal și toate astea. Și da, o să fac ceva mult mai șmecher la moment dat. Dar momentan improvizăm, suntem în casa lui Colpir aici frumos și uite ce turn imens vedem de aici. Holy shit, man, arată so șmecher, so șmecher. Și acum să citim comentariul săptămânii. Mamă, îmi place mult mai tare când sună comentariul săptămânii, dar s-ar putea câteodată să postez două videoclipuri de survival Colpir într-o zi, deci nu cred că o să mai fie comentariul săptămânii. Dar mă rog, comentariul din din episodul anterior, care au primit cele mai multe like-uri, 491 de like-uri, nu pot să cred, este un comentariu de la Larry și zice așa: salut Colpir, întrebare, ai de gând să faci o casă slash adăpost separat pentru fiecare din prietenii tăi, Wilson, broaștele, papagalul și poate butelie? Bă, da, aveam de gând, bine, nu aveam de gând să fac pentru toți mobii pe care i-am, dar acum că acest comentariu a primit atâtea like-uri, ți-am și răspuns la comentariu și am zis că da, voi fi nevoit acum să fac o casă pentru fiecare prieten de-al meu. Gen, o să îi pun și câte 3 într-un loc și câte 2 într-un loc, de exemplu, lei îi pun pe toți într-un loc, papagalul stă foarte bine aici, asta e casa lui momentan, butelie o să aibă casa lui și toate alea, dar da, oameni buni, voi face chestia asta, stați calmi, voi construi, voi încerca să personalizezi chestiile pentru fiecare prieten pe care îl adăugăm în seria asta de Survival Colpir, pentru că, nu știu cum să zic, prinde viață locul ăsta să-ți faci oarecum niște prieteni așa și să le construiești lor casa, dacă tu nu ai... Tu câte case poți să ai în Minecraft? Să fim serioși. Ai făcut casa asta, dar ce faci? Îți mai faci încă o casă și te muți din asta în cealaltă? Nu, frate, îi faci o casă lui Rosita, o casă lui Wilson, o casă lui Butelie, o casă așa. V-ați prins voi. Mulțumesc foarte mult pentru comentariu. Mulțumesc foarte mult tuturor oamenilor care au dat like la comentarii și s-au uitat puțin prin secțiunea de comentarii și au văzut că, bă, da, ăsta îmi place, pam, aș vrea să răspundă Colpir la asta și tot așa. Da, vă mulțumesc din tot sufletul, oameni buni. Gata, eu v-am lăsat, sunt puțin obosit, dar trebuie să editez videoclipul acesta și să vă livrez acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Nu uitați un like, un subscribe și poate trecem peste 5000 de like-uri la acest episod. Doamne ajută. Clopoțel, zici tu ceva. Clopoțelul cu notificări, da. Nu uitați de la. Bun. La revedere, oameni buni.